Bună lume, eu sunt Feli și bine ați venit la Minecraft. După cum știți din episodul trecut, am pierdut cam multe lucruri. De fapt, mi-am dus în mină și n-am fost atent și paianjenii ne-au făcut tot, ceea ce m-a deranjat puțin. Mă gândeam în episodul de astăzi, avem două opțiuni. Ori să mă întorc înapoi în mină. Hai să iau astea. Cred că ar trebui să mă întorc înapoi, deoarece mina era destul de faină și putem găsi lucruri foarte faine și putem face experiență. Dar mă gândesc că va trebui să fiu mult mai precaut. Vreau să iau lucrurile astea, pentru că vreau să mergem și la villageri și să facem schimb cu ei, că avem nevoie de câteva rubine și este unul dintre ei care are nevoie de hârtie. Să vedem, avem 64. Voi lua toată hârtia cu mine și voi pleca. Din păcate, nu avem multe lucruri cu noi, dar asta este. Să vedem unde am hârtie. Aici am un copac. Aici nu am hârtie, am harta. Îmi trebuie multe rubine. Mai trebuie câteva rubine până la 26. Uite, un pat care am să-l iau cu noi. Sabia de iron. Uite, iau două săbii și voi face una mai bună. Așa, pentru că nici sabie nu am. Nu am nimic. Mi-am pierdut aproape tot, ceea ce mă deranjează. Târnăcop, ar trebui să fac un târnăcop bun. Dar târnăcopul cred că am să mi-l fac din diamant. Iau diamantele de jos. Mă, dacă se iau ceva de aici, se iau saddle-ul, n-am chef să merg după... Uite, târnăcop de diamant, perfect, avem deja unul. Asta trebuie să iau cu mine, că nu se știe ce se poate întâmpla. Și ar trebui mâncare, dar nici mâncare nu am, va trebui să mă bazez că iau de la villageri. O lopată de... dacă iau de stone chiar este jalnică. Dar asta este viața, mi-ar trebui niște lemn, să iau de jos și asta este. Va trebui să ne descurcăm cum putem, pentru că vreau să fiu puțin mai precaut. Că dacă nu sunt precaut, nu o să mai reușesc să fac enchant. Și îmi doresc foarte, foarte mult să fac enchant. Vedem de aici ce putem să luăm. De aici nu vreau nimic. De aici vreau să iau hârtia. O hârtie doar. Puțină. Deci dacă am numai o hârtie, chiar este într-adevăr foarte, foarte puțină. Am iron aici. Îl folosesc pe tot, din păcate. Folosesc pe tot. Aici ceva ce folosesc, nu. Să mai mergem la... Uite aici, toporul. Și asta, perfect. Astea sunt toate lucrurile care am nevoie, că iau și asta cu mine, poate am nevoie la ceva. Și atunci iron-ul îl iau totuși asta cu mine. Vedem dacă mai trebuie ceva. Nu am să iau lemn, pentru că lemn pot să-mi iau de acolo, dar am să iau acest carpet. Și iau 6, asta nu mai contează, luăm 6. De aici pământ, nisip și un dispenser. Nu, nu trebuie. Haideți să mergem aici așa și să încercăm să facem cât mai multă hârtie. Pentru că vreau să fac schimb cu un villager, în speranța că o să-mi dea niște rubine. Super, destul de bine. S-ar putea să-mi ajungă, dacă nu mi-ajunge, asta este. Și oricum mă gândeam, mai este un villager care parcă-i dai cărbune și îți dă rubine, așa că am să iau și niște cărbune. 51, nu, de fapt le iau din mine când fac. Bun, nu am mâncare, dar mă gândeam să luăm niște morcovi și niște cartofi. Cred că mâncăm cruzi. Dar asta este pentru că ne-am făcut-o data trecută, ne-am făcut-o bine. Ok, aici nu prea am mâncare. 7 morcovi. Asta trebuie să fac, că nu am altceva. O duceam atâta de bine, dar m-am grăbit. M-am grăbit. Ia uite, și nici măcar nu s-au făcut morcovi aici. Ui, de mine. Nici măcar nu s-au făcut toți morcovii. Plecăm cu câtă mâncare avem. Hai că mâncăm asta. Bun, și vom merge la villager și ne bazăm că vom lua de la ei diferite chestii. Dacă nu, nu am ce să fac. Acum nu știu cu villagerii. Unii dintre voi a spus că dacă iau toată mâncarea de la villager o să plece. Și alții a spus că pot să fac ce vreau, că villagerii își plantează singuri. Deci sunt puțin cam suspicios de situație. Cu broscuțele cum mă duc. Pare să fi crescut. Ok, să mă duc să văd dacă găsesc un scut la cineva. Iau bărcuța. Are cineva un scut? Nu are. Ăștia cresc și cresc în continuu, dar eu n-am scut din la casă. Uite, am două scuturi. Perfect, am două scuturi. Ce super. Și cu ăla care l-am 3 și mai trebuie două. Bun. Să mai crezi, mai faceți pui. Super, super, super. Aici dacă le-aș da să mănânce ceva, ar fi super, super fain, deoarece efectiv aș avea mai multă piele să fac enchanturi. Cred că vom pune să dorm prima dată și după aceea mergem... iau și ăstea. Și după aceea vom merge în expediție. Mai iau câteva din astea așa dacă mai sunt. Aș putea doar să farmez quartz în Nether, dar vreau să merg în acea mină și mă deranjează că mi-am făcut-o din cauza că nu am fost atent. Trebuie să fiu puțin mai atent. Nu am nicio armură cu mine, ceea ce nu este fain, trebuie să-mi fac una acolo.
Trebuie să-mi fac o armură, dar cred că cel mai important este să fac toate lucrurile treptat. N-am nici torțe. Nici torțe n-am, efectiv. Trebuie să-mi iau niște torțe cu mine. Nu mi-am luat torțe de jos, să fac niște torțe. Fac niște torțe. Haide, mergem jos să ne facem niște torțe și după aceea putem să plecăm. Nu multe, deoarece nu vreau să mai pierd resurse. Chiar nu mai vreau să mai pierd nimic. Efectiv, câștigam foarte, foarte mult dacă eram mai atent. Dacă luăm cărbunele, ne facem câteva torțe și luăm lemnul ăsta. Nu vreau să fac multe torțe pentru că vreau să-mi fac pe parcurs acolo. Așa, nu foarte multe torțe. 32 cred că o să mă ajungă. Și acum mergem în mina aia de acolo pentru că chiar... Asta e, să mai fac două din astea. Bun. Am mâncat morcov, dacă ți-e foame, te descurci cu ce mâncare ai, pentru că asta este viața. Sper doar să nu mai pățesc ce am pățit atunci, că chiar nu mi-a plăcut deloc. Chiar am pierdut destul de multe, mai mult pentru experiență și pentru câteva lucruri. Aveam destul de multă mâncare și toate și vreau să am mai multă grijă acum, că vreau să ne facem nivelul 3, să facem enchanturi. Bun, haideți să mergem în Etera. Mi-a făcut-o, trebuie să recunosc că mi-a făcut-o. Faza este că m-am uitat la înregistrare și un paianjen din spate a venit și mi-a distrus după ce m-a otrăvit. Nici scut n-am, trebuie să fac și scut. Bun. Chiar mă ajută mult scutul. Ok. Haideți să mergem. Nu prea e bine să sar așa mult deoarece mănâncă din hrană, din mâncarea asta așa, dar na, asta este viața. Trebuie să mergem. Și mă cam grăbesc așa puțin. După aceea, cred că va fi o zi în care vom lua niște coarz, dar după ce mergem în mine, uite și tu, chestia asta de experiență, ar trebui să o bat. Hai că o bat, poate îmi dă ceva fain. Ce îmi dă? Îmi dă din ăștia, îmi dă puțin experiență și din ăstea mici. Bun, tu dai ceva, cade ceva de la tine. Mai experiență, lasă că e bine. Nici măcar n-am făcut un punct de experiență. Wow. Nici măcar n-am făcut un punct de experiență. Deci avem 3 scuturi și curând vom putea să mergem și sub apă, avem multe planuri și mai avem și nether, câteva chestii de făcut, trebuie să bat și pisica uriașă, dar înainte de asta chiar vreau să-mi văd de treaba mea și să fac lucrurile bine, să mergem, nu mai pot să pierd, deci nu se mai poate, acolo trebuie să mergem partea, nu se mai poate să pierd, că nu îmi place absolut deloc, deci și pentru experiența care o fac și pentru lucrurile care le fac, trebuie să fiu mult mai atent unde merg. Ca să nu o pățesc, va trebui să mergem pe uscat, deoarece nu știu drumul pe apă și nu vreau să mă rătăcesc. Nu știu ce aș putea să fac cu cactușii. Ok, îmi iau borcuța cu mine. Super. Și acum vom merge. Ai zis câțiva epuraș, dar nu, cred că n-am șansă să se bat. Așa că îmi voi duce prima oară la primii villageri și ved dacă pot să fac sim cu cineva și... Leci ori dezmâncarea. Că mâncare nu prea am. Și patru l-am cu mine, dar l-am luat. Bun. Și mă duc după aceea la ceilalți villager, cei de al doilea, unde am și lamele. Uite și o să vin după mine. Și mă duc la ceilalți după și vom încerca să mergem din nou în mină, dar de data asta să nu mai facem prostioare. Și când zic prostioare, mă refer să nu mai pățin nimica. Nu-mi place să mă... Ai, din cât de avansat eram. Și mai ales, oricum, hai că am avut câteva din astea scule de diamant. E ok, am pierdut niște fier, e ok. Dar dacă cumva pierdeam diamante care le luam și pierdeam multe diamante, chiar mă deranja. Așa că voi fi mult mai atent de data asta. Să vedem pe unde putem să mergem. Cred că din partea aia. Așa. Îmi place foarte mult deșertul. Uite și acolo e o mină, o văd. Dar vreau să merg la mina aia de acolo, de unde vreau să merg, deoarece... Mina aia mi se pare, uite și aici pot să iau din astea, trestii din astea. Vreau să merg la o anumită mină, deoarece în mina aia știu că este chiar o mină din aia cu șine de tren și chiar am nevoie de șine de tren ca să facem și noi un trenuleț fain. La noi acasă aș vrea să facem ceva fain, dar nu vreau să le fac din fier. Vreau să le iau de gata făcute. Dacă fac câteva e ok, dar să nu le fac pe toate. Ce super bine. Uite acolo este savana, mi se pare. Bun, iepuraș. Aici am fost, că am lăsat torța. Mergem. A trebuit să mai caut un deșert cândva, dacă mai găsesc piramide. Ok, ajungem la primii villager destul de repede. Super. Ni se cam face foame. Așa. Uite aici primii villager, ni se cam face puțină foame.
Ceea ce este enervant, dar este bine totuși că avem aproape villagerii. Deci bine că știm unde să mergem. Nu contează unde să mergem, deoarece știm. Uite, un villager stă acolo sus. Și putea să merg la ei. Aia cu alb vreau să vizitez. Dacă nu vizitez pe ceilalți, dacă nu pot să fac schimb. Dar oricum de la ăștia, în principal aș vrea să iau mâncare. Dar înainte de asta ia să tai și un copac sau doi, că poate am nevoie de el. Așa, să tai și eu un din ăsta roșu. Mi se par ce mai fain copaci. Ok. Câți avem? 9. S-ar putea să mă ajungă. Să vedem la ce face. Tu de care villager ești? Te-ai dus cam departe. Trebuie să merg la tine să nu te sperii. Ce sabie asta? Iron, ok. Nu stai acolo, n-am dat nimic. Bun, să vedem voi ce aveți. Aveți de mâncare? Tu ce ești? Tu vrei asta? Tu vrei wheat? Ok, cartof, morcov, bun. Eu cu tine cred că am treabă, cu tine. Uite cartograful. Hai să văd dacă pot să-i dau. Nu mai vrea, așa. Perfect, să nu le pierzi și pe astea. Vă-mi dă înapoi, astea ale mele. Uite, asta îmi dă harta. Woodland Explorer și Ocean Explorer. Dar Woodland Explorer vreau cu 26 și cred că am destul. Bun, acum ce vreau să fac e să vă ciordesc tot. A, uite un copac aici, pot să pun. Morcovi. Încerc să vă iau. Eu nu mai vă plantez, că voi ați zis că nu trebuie să le plantez. Am 6 morcovi, dar 6 morcovi nu prea mă ajută. Trebuie mâncare, trebuie mâncare. Uite acolo jos, mai este ceva mâncare. Dar nu le-aș lua din mâncarea lor. Hai că le iau grâul. Hai că le iau grâul. Nu prea le-aș lua din mâncarea lor. Că dacă le iau din mâncarea lor mică, se supără. Ah, stai, aici era ceva. Uite asta, iau și pantalonii. Bun. Înainte nu erau buni, dar acum când n-am, e bun. Bun, bun, bun. Nu le-aș lua. Să le iau ridichile. Hai că le iau când dă și semințe. Bun. Așa, bun. Și acum să le plantez altceva în schimb. Le plantez din nou. Că ăștia văd că nu-și plantează singuri. Ok, și acum să le iau puțin grâu. Și aici o ridiche. Super. Le plantez aici așa. Le iau puțin din grâu. Ok, fac și o pâine cândva. Și le plantez semințe. Chiar mi-e foame. Cred că va trebui să vânez niște porcușori sau ceva. Că n-am ce să fac, efectiv. Bun, mai trebuie să merg pe aici undeva. Nu știu dacă mai are cineva ceva de mâncare. Dacă nu merg la ceilalți. Chiar mi-e foame. Să văd ce mai pot să mănânc. Mănânc sfeclă. Mănânc niște sfeclă. A, uite aici. Stai, uite aici. Uite ce aveți aici. N-am văzut. Ia, uite ce fain. Ce aveți aici? Cartofi, ha? Cred că trebuie, așa, cred că trebuie copți. Așa nu-s făcuți. Asta e făcut. A, da, când e cu alb. Bun. Hai să plantez cartofi înapoi. Că până la urmă văd că nu plantează, că ea de foarte multe episoade i-am distrus și nu au plantat nimic. Aici cred că iar e cartof. Deci cartoful când e alb arată că e făcut. Plantăm cartofi și îmi facem niște cartofi copți. Aici niște morcovi. Bun. Deci morcovii când sunt cu alb și cartofii când sunt cu alb, gata. Și aici grâu. Dacă nu te super, vrei să pleci puțin de aici. Nu vreau să-ți iau grâu. Așa, sunt super pe mine. Plantez înapoi. E grădina voastră, știu, dar uite, vă plantez înapoi. Bun! Cred că am terminat-o cu ăștia și mă duc la ceilalți. Cum stă cu mâncarea? Stăm mai ok decât înainte. Sec, nu știu de ce, cred că trebuie făcută, coaptă. Găsesc undeva aici piatră. Trebuie să-mi găsesc niște piatră să fac un cuptor, dacă nu fac o peșteră. Bun! Bun, bun, în mine mă refer. Bun, acum, uite aici am pus torță. Am pus torțe pe unde am fost și așa, este foarte, foarte bine. Să mergem, acolo văd ceva. Poate mai sunt piramide. Mai sunt piramide? Trebuie să mă gândesc dacă mai sunt piramide, că ar fi fain să mai găsim câteva piramide. Să mă duc unde sunt, uite, și câți iepuri. O, ce bine ar fi dacă aș prinde pe toți. Fac niște grătare de iepuri. Poți să faci o ciorbă, parcă, de iepure. Și aș vrea să fac. Mă, de aici să nu mă pierd. Unde sunt torțele? Cred că mai bine aș vedea noaptea, dar noaptea mă atacă și alții. Ne trebuie neapărat armura de diamant și enchanturile. De fapt, mi-e trebuie enchant cu pickaxe ca să ne facem o fermă de zombie sau de ceva. Avem câteva planuri, dar chiar e nevoie de câteva lucruri. Pentru asta încerc să mă uit stânga-dreapta să văd dacă ajung unde trebuie să nu mă pierd. Văd că ăsta este alt biom. Și trebuie să merg mai în partea aia, înseamnă. Ne-am mers data trecută. Trebuie să găsesc muntele unde sunt villageri. Uite aici, deci pe aici am fost, ok. Bine că mai am torțe, să știu să mă întorc acasă.
Ce fain e asta verde, ce fain e biomul ăsta verde, uite, torță, super bine mă ajută. Chestiile astea uscate, super amuzante. Așa. Să vedem pe unde, uite, deja am văzut casele. Ok, am ajuns unde trebuie, vreau să văd puțin așa la ei, să văd dacă... De fapt, dacă găsesc niște porcușori să-i tăbăcesc. Opa, vine noaptea, facem nani, nu ne jucăm cu stânga și cu dreapta. Bun. Încă nu e așa de nani. O, porcușor, ăștia-i papetul, stai să-mi pun aici patul. Hai să-i bat pe ăștia să-i mânc. Așa, o să facem niște grătar de porc. Așa, deoarece chiar avem nevoie. O, vine noaptea. Facem nani și ne trebuie și grătar de porc pentru că, efectiv, nu o ducem bine. Bun, unde mai porcușori? Cred că ăștia țin mine de mâncare. Unde pleci? Așa. Și văcuțe. Scuze, văcuțe. Poate îmi dai și piele. Mi-o dat și piele. Super. Mi-a dat două, ceea ce e fain. Super. Îmi trebuie pielea. Chiar trebuie să le fac așa, deoarece am nevoie de mâncă. Oh, câtă piele îmi dau. De ce îmi dau două piele? Sunt norocos azi. Asta nu mi-a dat. Oițe. Câteva oițe, dar nu mai trebuie și de oițe. Bun. Vreau să merg puțin sus să văd dacă găsesc ceva mâncare la ăștia și după aceea cobor pe partea cealaltă și ajung la lamele mele. A, uite, piatră, îmi trebuie piatră. Facem un cuptor. Așa, facem un cuptor ca să prăjim toată mâncarea, să o coacem sau cum se zice. Asta e o mină aici, nu? E lavă, văd. Uite și fier. Hai că-l iau și după aceea mă duc în partea cealaltă. Nu vreau să mă duc aici în mina asta. Vreau mina aia pentru că știu ce este în mina aia și mina aia este lucruri faine. Și aici n-am chef să mă duc în mina asta deocamdată. Cât am din astea? 14, bun, asta cred că mi-ajung. Să mergem. Cum nu am cărbune, va trebui să folosesc din lemn. Și iau acacia din ăștia foarte, foarte frumos și încerc să fac ceva cu ei. Bun, cred că mi-ajunge. Hai să mergem sus, să vedem dacă mai găsim ceva de mâncare de la villageri. Voi ați spus să-mi pun patul jos. În caz de pățești ceva, și cred că asta am să fac, în caz de se întâmplă cumva să pățești ceva, deși ar trebui să nu se mai fie așa ceva. Uite că a mai crescut aici grâu și alte chestii. Și morcovii. Mai crescut, mai luăm câțiva. Bun. Și a mai crescut aici așa câțiva. Nu prea mă interesează. De fapt, uite, mult grâu. Avem o grămadă de grâu. Cred că las să se facă tot și după aceea, când terminăm. Bun, haideți să mergem jos. O să mergem unde slamele noastre, au crescut toate. Vreau să le îmblânzesc pe toate, de-aia am luat covor. Dar înainte de asta vreau să fac un cuptor. Astea slamele mele, avem două și doi erau puiuți. Și puiuții au crescut mari. Bun, super. Haide aici să ne facem așa. Și facem o masă. Și masă pun aici. Mi-e foarte foame, văd. Și aici facem un cuptor. Și în acest... Mă rog, l-am pus cam urât, dar nu vreau așa. Aici vreau să-l pun. Bun, și în acest cuptor vreau să pun pe rând... hai să punem asta de porc, porcușor. Bun. Și lamele astea trebuie să le dresez. Haide că și voi vă trebuie să vă dau cutii să-mi țineți. Nu mai vă dați așa. Așa, super. Lama asta am dresat-o. Îi punem un covor. Jos. Și lama asta trebuie să o desesc. Să nu te duci în mină jos. Uite, știu ce face. Sălbatico. Uite, știu, asta nu se lasă. E mai, se crede că e mai interesantă. Bun. Și atunci și pe tine punem un covor. Ok, și am o armată de lame. Să văd ce erau pe celelalte lame, ăsta cutii, ce mai aveam pe ele. Altfel de covor, ok. Semințe, LED, ok. Și pe asta de aici, care mai era asta. Ok, lemn și din asta. Bun, destul de bine. Și aici este chestia asta, dacă vreau să las ceva, uite, 3 cutii. Ok, o să las letter-ul. O să las, de fapt, ia să văd cât mai este aici. S-au făcut 6, ok, și când se mai termină toate, oare cât le mai trebuie asta? Mănâncă destul de mult lemn. Vreau să merg aici jos și mina asta și să mă descurc data asta. Astea sunt lamele mele care le vom lua, să mă gândesc, mai trebuie lemn. Cred că mă descurc destul de bine să mâncăm puțin. O, ce bine ține asta de mâncare.
Ok, acum dacă astea s-au terminat, le punem pe astea. Cred că mi-ajunge. Și să punem și cartofii copți? Eu zic să-i punem. Facem și niște pâine. Să avem... Vai, fapt, nu. Mă ajunge mâncarea. Domnule, treabă, că mă ajunge mâncarea. Îmi pun ce trebuie. Acasia, ăsta, 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 ăsta să nu mai pierd. Îmi pun patul aici. Așa, îmi pun patul acolo. Perfect. Totul bine. Fierul le-au cu mine. Ăsta le-au cu mine. Dioritul nu-mi trebuie, ăsta îmi trebuie, ăsta nu-mi trebuie, ăsta ca să am varietate de mâncare. Cum stăm? 3. Trebuie să fac mai repede. Bun. Bun. Mă uit așa puțin prin zona să vedem ce, dacă mai e ceva. Stai să pun aici semințele. Mă să văd puțin prin zona asta să văd dacă mai... A, pun și asta. Dacă mai e ceva aici de explorat, de făcut, deoarece vreau să merg în mină și poate pe viitor explorăm și zona asta. E ceva ce mă atrage atenția? Opa. Fi ceva în partea aia. Eu vreau să găsesc jungla și vreau după să găsesc jungla ca să-mi iau pisicuțe și alte chestii și papagali. Ok. Nu prea înțeleg aici de ce nu găsesc armurie din aia așa, omul ăla cu villagerul, casa lui care se ocupă de weapons. Aș vrea să-l găsesc. Uite că-s porcușor aici. Aș vrea să-l găsesc pe ăla deoarece s-ar putea să găsesc ceva fain la el. Bun, eu zic să mergem în mină imediat ce ni se termină carnea. De făcut. Cât mai ai? Mai două. Și după aceea punem cartofii, dar nu mai stăm, după ei plecăm. Și mergem să ne răzbunăm pe vrăjitoare și alte chestii. Acum erau vrăjitoare acolo, sper să nu mai fie. Voi fi mult mai atent și mai precaut acum. Că mi-am făcut-o. Mi-am făcut-o la trecută. Mi-am făcut-o, făcut-o. Hai să mergem. De fapt, îmi iau și niște lemn. Poate, poate îmi trebuie. Și luăm și pe ăsta. Perfect. Ok, avem destul lemn. Mi-au și masa cu mine. Și cuptorul las. Bun, eu am plecat de aici. Acolo e treabă. Sper să ne descurcăm, că data trecută ce-am pățit. Ok, să mă zic unde am mers. Ok, aici așa. Să nu cad, ușor, o luăm așa. O luăm pe aici. Ok, și de aici să-mi fac așa. Bun. Și dacă mai țin... Opa, e ceva acolo, negru. Uite că pot să merg acolo. Oh, cât cărbune! Hai să luăm. Să am grijă să nu vină cineva care nu... Nu-mi place că pun aici din asta. Bun, hai să luăm niște cărbune, că nu avem. Ne dă și experiență. Și după aceea mergem în jos, că vreau să mergem unde înainte n-am mers în mina aceea. N-am putut să avansăm foarte mult. Aici unde mă duce? Ia stai puțin. Au niște zombălică. Aș vrea să vizitez puțin zona asta. Uite aici puțin fier. De fapt, uite aici mult fier. Ok. Super, super, super. Bine, găsim cărbune. Acum o să voi fi foarte atent, că nu vreau să pierd. Opa. Un Enderman. Aș putea să-l bat totuși. Vino să te bați cu mine. Am găsit un Enderman. Ce ușor se bate. Oh, mi-a dat și un ochi. Ender Pearl, super. Ia, așa bate Endermanii. Că mi-am distrat. Mi-am distrat, s-a meritat că am venit pe aici. Să vedem ce e pe acolo pe jos. Mă duc imediat, numai să mai luăm niște fier. Ok. Mare grijă să nu mai fac prostioare. Aici ai ceva jos?
Am schelete. Am uitat să-mi fac... să-mi fac scut. Îmi fac scut imediat. Vă arăt cum se face scutul. Minotaurul cu mine. Bun, hai să facem un scut. Un exploziv acolo. Și acolo e ceva. Bun, haideți să urcăm sus, că exploziv nu știu dacă poate să urce chiar atât. Asta e safe. Poate urcă asta după mine. Ia să punem aici masa. Așa, să facem scutul. Scutul cum se face. În primul rând trebuie asta așa. Și nu mai țin minte exact cum se face scutul, dar la fel mi-a dat la weapons și scutul este ăsta. Și uitați cum se face, un singur fier. Simplu. Bun. Încă niște morcovi. Și am să am grijă. Chiar nu vreau să pierd. Și vreau și aurul. Ok, și în partea aia vreau să merg. Prima dată să mergem să rezolvăm pe explodilă. E un schelet acolo. Ia stai să văd ce se întâmplă acolo. Mamă, cât e șatra. Oh, nu. Ați văzut ce era acolo? Așa, se bată puțin trei. Era dușmanul meu de moarte. Da, am plecat. Am plecat. Era dușmanul meu de moarte, ceea ce este, înseamnă vrăjitorul. Vrăjitorul mi-e foarte greu să-l bat. Uite-te că se aude acolo jos. E acolo, nu mă... Ce fac? O să mă bată dacă mă duc acolo. Deci vrăjitorul chiar o să mă bată. Că e foarte tare, nu prea am cum să-l bat. Iar o fac verde. E acolo jos. Știu că e acolo jos. Așa, numai așa pot să-l bat. Hai, vino încoace. Așa. M-au otrăvit. Deci tu m-au otrăvit. M-au otrăvit, acum trebuie să-mi revin. Și poate să mă bat cu el. Uite, știu că trebuia să-mi iau, să-mi ulg o vacă sau ceva. Ia uite, știu cât stau acum. Știu că nu mă moară o travă, dar mă aproape o moară. Uite, știu că trebuie să stau de la o singură travă. Mamă. Ce mi-a făcut-o? Ăla va fi cam greu de bătut, dar voi încerca. Dai să-mi revin și după ce mă bat din nou cu el. Trebuie să-mi crească inimile la maxim. Ok. Opa. De fapt e bun, e bine. E bine că poate l-o moară și pe vrăjitor. Nu l-am omorât. E acolo. E aici. Opa. O, de încolo. Am plecat, să-mi revin. Pe ce mă mai bag cu el? Ce mi-a făcut-o? Eu am crezut că explozia, dacă merge, îl termină. Mamă, ce-mi face? Trebuie să-mi fac ceva împotriva poison-ului. Gata. Gata cu otrava. Gata cu otrava. Nu, gata cu otrava. Mamă. Nu! Nu! Uite și tu cât l-am rămas o din asta. Mamă, o să fie greu de bătut. Ce mi-a făcut-o? Mamă! Să mâncă asta. Cred că trebuie să beau la lapte din ăla de văcuță de nu mai știu de mine.
Cred că trebuie să-l bat. Deci fii atent, o travă mi se oprește la jumătate de stea, dar să nu vină cineva să mă atace din spate. Să vedem dacă putem să-l batem. E acolo. Aici. Ar putea să dau în el. Pa. Să-mi pun apoi torța. Opa, opa. Unde ești? La acolo. Te duci în spate. Opa. Să am grijă să nu dea în mine. Vreau să dau unul, dar să nu dea în mine. Uite cum ține aia în mână. Te-ai încolo, că mai a omorât unul din rasa ta, m-a omorât data trecută. Așa. Am mor odată. Nu mă las. Opa. El o să încerci să arunce cu... Mă, dar câtă viață are! Câtă viață are! Uite știu că dau în el. Wow, câtă viață are! Uite și tu. Fii atent cât dau în el și câtă viață are. Dar cât mai trăiești, omule? Dar câtă viață mai credeau câtă... Mai de mine. În sfârșit. Ok, mi-a picat un praf de pudră și un din ăsta. Mai câtă viață ai, omule! Câtă viață are un din ăsta, deci trebuie să fug de ei, că au viață, mă chinui aici, s-ar putea să-mi trebuiască o sabie mai tare sau altcumva să-i bat. Nu știu cum se bat vrăjitorii ăștia, vrăjitoarele ăsta, cine o fi, boi de mine, cât dai în ei. Iau niște cărbune, uite și niște aur. Stai să nu vină cineva de acolo de sus. De fapt, las că nu mai au, pun ăsta înapoi așa. Mă duc aici. Pa. Bun. Hai, dă-i. Dă-i. Bun. Ok, bine. Nu las întuneric ca să nu vină alții. Bun, ok. Am ajuns și aici. Mamă, dacă cât pot să fie. Sabia mea nu mai rezistă mult. S-ar putea să vrească să mai fac una. Ceea ce nu e o problemă mare. Dar pe mine mă uimește cât de tari sunt vrăjitorii ăștia. Vrăjitoarele sau ceea ce sunt. Mă uimește foarte, foarte mult. Aici ce mai fi? E un tunel care duce undeva. Mă rog. Oare vreau... deja am o experiență. Vreau să merg aici. Hai să mergem totuși. Punem asta pe perete. Oprim apa. Și aici e ceva. Nu-i nimic. Bun, hai să mă întorc. Opa, e puțin fier. Hai că le apăr. Că până la urmă, dacă tot am venit până aici, de ce să nu luăm fierul? Ok. Nu sunt multe lucruri aici. Aud zombilică, deci poate mai sunt zombi pe aici. Mai dar ce m-a făcut? Deci dacă voi știți o metodă ca să omorâm vrăjitoarele mai repede, să-mi ziceți și mie, deoarece eu nu știu. Atâta dau în ele. Câte am cărbune? 49. E fain că fac niște experiență cu cărbune. Dacă scot undeva la 20 de experiență din mina asta, aș fi foarte bucuros. Bun, hai să mergem în partea asta. Aude aici, mama, asta e o mină mare. Asta este o mină foarte mare. Upa, cât aur. Nu trebuie și mie niște aur. Poate folosim la căluț sau la poțiuni. Niște fier aici. Cred că trebuie să luăm pe tot, nu? De fapt, ar mai mult aș căuta diamante. Ia să mergem aici. Vreau să văd ce e aici.
Lava. E posibil aici să fie diamante. Na, o să continuăm episodul următor. E posibil să fie diamante aici. Deci, trebuie să nu mai întâlnesc vrăjitor, că nu știu ce se întâmplă, că în mina asta sunt cam multe vrăjitoare. Nu s-a apăsat butonul de cocola, scrieți în comentariu ce vreți voi, pus sfaturi și ne vedem curând.